În ultima vreme se vorbește mult despre inițierile energetice, existând o deschidere mai mare în această zonă, dar eu zic că n-ar strica să povestim mai multe, așa, mai aplicate despre ce înseamnă de fapt aceste inițieri energetice, la ce ne ajută, când și cum se fac. Roxana Gaboriliescu a venit la noi și o să ne povestească mai multe. Bine te-am găsit, Rox! Bine am revenit, bine v-am regăsit. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Trebuia să spun asta. Asta am simțit, asta ți-am spus. Să știi că s-ar putea să aibă multă legătură cu exact subiectul emisiunii. Pentru că din martie am evoluat și eu și am ajuns ghid în Școala Misterelor. Și făcând la rândul meu eu inițieri altora. Iar acest drum, pe cât e de... cum să spun, plin de responsabilitate, pe atât dă strălucire și dă, practic, cum se spune, lumina trece prin tine. Iar chiar de acum, din iunie, întâi este o perioadă de juniorat, în care te obișnuiești un pic și îți vine un mentor din străinătate, unul dintre cei mai, unii dintre cei mai pregătiți, ca să vadă cum susține energia, cum transmiți informațiile, cum... Și a fost această perioadă din martie până în iunie, iar acum sunt, cum se spune, cu documentație. Pe deci, aici, da. Spiritual total. Cu patalama. Am trecut tot ce era de trecut. Da. Și da, am prima inițiere a mea doar cu mine, fără mentor, la Sarmisegetuza, unde altundeva. Un loc foarte încărcat, bineînțeles. Exact, chiar da. Acum, am spus pe 31 iulie și 1 august, și mă bucur mult pentru că de 10 ani facem retreat-ul la Sarmisegetuza, încercând să ne luăm înapoi ceea ce e al nostru. Pentru că ceea ce am descoperit în multe retreat-uri din India, și în Școala Modernă de Mistere... Dacă de obicei te duci, eu știi, tu în exterior căutând, da? Ceea ce ai putea găsi chiar la tine acasă. E adevărat, dar la noi încă nu se predă ce este al nostru, pentru că a fost în perioada dacilor, dar de la o anumită trădare încolo, nu s-a mai dat tuturor. Și a trecut cum, nu, lumea spune, a devenit ocult. Ocult înseamnă că... Ocult înseamnă ascuns, de înseamnă fapt. Înseamnă ascuns, da. Și doar cei chemați. Exact. Erau la un moment dat, s-a închis de tot, când a venit perioada comunistă și au fost, să zic așa, rezistențe, mici insule care au dus mai departe. Dar s-a mai transmis undeva această cunoaștere, respectiv în ADN. Și în ADN-ul tuturor celor care astăzi sunt în viață, este această cunoaștere până acum ocultată, în sensul că de fiecare dată când ajungi la o inițiere, și eu vorbesc de inițierile, cum să spun, cu tradiție, deci din școlile de mistere, care au mii de ani în urmă, nu vorbesc că, stai puțin, că am și eu, da, am și o școală metodă acum și adevărat, da. Și eu am o metodă, da, da, într-adevăr, da. Pas un adevăr, dar nu inițiez cu sabia pe nimeni în acea metodă, că doar o dau mai departe, e altceva. Da. Când vorbim de inițiere energetice, este fix așa cum am văzut, dacă ați văzut, la încoronarea regelui Charles. Iar pentru noi, cei elevi din Școala Modernă de Mistere, a fost cumva dovada că, da, trăim în același liniaj. Pentru că toate ritualurile pe care noi le facem, le-am văzut acolo la încoronare. Tot ceea ce noi pregătim energetic, le-am văzut repetate, Școala Misterelor Anglia fiind una dintre cele 7 școli în care aceste inițieri s-au dus mai departe. Deci noi credeam până acum că e ceva din cărți, nu? Și, nu. Este până în zi de astăzi, iar încoronarea regelui Charles a fost dovada, dacă vrei. Dar ca să mă întorc la ABC... Simt ce înseamnă, de fapt, o inițiere energetică, ce înseamnă să iniție, să fii și inițiat, dacă oricum trebuie să practici pe tine și continui. Evident, iar inițierile continuă pe diverse niveluri care nu se termină niciodată. Deci, în primul rând, cum diferențiem o școală adevărată de mister care ține un liniaj de la Dumnezeu, de la Moise încoace, și celelalte New Age... este să întreb, ok, și asta de unde vine, și asta de unde vine, și asta de unde vine, și mai e ceva, până unde merge. Dacă auzi că o școală poți să faci doar un pas, doi, nicio problemă, dar alea se numesc instrumente. Instrumente cu care tu poți să vindeci, că am mai discutat chiar în, acum, în, ne întâlnim terapeutic, următorul tău invitat, următoarea ta invitată, și spunea de inițierile în Reiki, de exemplu. Sunt foarte bune, dar este un instrument de vindecare.
nu este o cale de cunoaștere care să te ajute pe tine, cel inițiat, să-ți desăvârșești propriul destin. Asta este ceea ce ne însemna o inițiere în propriul tău destin, în a deveni, în a-ți aduce aminte cine ești, către ce mergi, care este rolul tău, nu doar pentru tine. Întrebări pe care ne punem toți. Bineînțeles, evident. Da. Iar răspunsurile sunt, că zic, dar de ce nu se spun? Ba da, sunt, dar trebuie doar să ceri, că nu o să vină peste tine și nu se va preda curând la școala generală numărul 2. Îți dai seama. Pentru că oamenii trebuie să fie cei care să ceară. Și ai spus tu ceva foarte drăguț înainte să intrăm în direct, că inițierile o să apară atunci când tu ți-ai pus intenția, da, și atunci te-ai deschis către asta. Adică nu o să... nu, asta este. Spunem că o cale inițiatică, ea nu pornește când pornește și nu se termină când se termină. În sensul că dacă tu îți propui acum să vii la Sarmisegetuza sau la următoarea inițiere care va fi la Baltic, așa, da, în onoarea și respectul reginei Maria, care a fost o mare inițiată așa noastră, este, da. Calea inițiatică nu începe când o să fie la sfârșitul lui septembrie, ci începe acum, când tu ai luat decizia. Și atunci o să vezi că în viața ta o să înceapă deja schimbări. Să apară în jurul tău semne, lucruri care teste, să-ți confirme, atenție, sau teste, da? Da, dar o să ce fel de teste? Uite așa, deci tu iei decizia. Eu vreau să mă duc la Baltic, da, să zicem. Și brusc încep să apară lucruri de făcut exact în perioada în aia, nu-i așa? O să apară o nuntă, poate ca unei verișoare. Da. O să apară, dar stai puțin că și copilul meu are, nu știu ce, concurs, da, de tenis. Da. Ca tu să nu te duci exact acolo. În harapal. Nu, nu, sunt teste, nu sunt blocaje. Ok. Iar nu știm să facem diferența. Păi și cum facem diferența? La harapal, uite așa, spunând, inspirăm, expirăm și nu, eu voi fi acolo. Eu vreau acum să-mi experimentez maximul meu potențial. Aveam una dintre cele care vor veni acum la Sarmisegetuza, mi-a spus, știi, am trăit 42 de ani, cum m-a dus capul? Vreau să văd, de fapt, ce pot mai mult. Vreau să văd, de fapt, pentru ce m-am născut. E, când îți pui întrebările astea și decizi, eu acolo sunt și sunt deschisă, cum se spune când urechea și ciprul e pregătită, da, gura maestrului se apropie. Atunci începe, de fapt, drumul procesul tău. Da. Și da, exact ca harapal, pentru că noi avem basme ascunse, așa, niște hinturi. Multe semnificații exact acolo în basme. La harapal, ce-a făcut tatăl lui? S-a îmbrăcat în urs și și-a speriat copiii. Primii doi, da, s-au au întors fugit, cu... da. Și al treilea a zis, ba, deci îți dau una de nu te vezi. Și el a zis, stop, era doar un test. Asta să vă amintiți, că atunci când apar mici piedici în calea voastră de evoluție, nu sunt piedici, sunt teste. Sau trepte către dezvoltare, să teste, le zicem și așa. Ca da, tu, da, să spui... Calea de evoluție nu este ușoară, nu este menită să fie ușoară, pentru că tu vrei să crești. Să un copil, pentru un copil nu este ușor să facă primii pași. Normal. E un efort pe care noi nu ni-l mai aducem aminte. Exact. Dar iată, ai avut un alt, da, invitat înainte, da, care ți-a explicat de emoții și de toate. Așa. Noi avem un ADN. Cât de greu ne-a fost să ne ridicăm. Și iar am căzut. Și iar ne-am ridicat. Pentru că știam că eu vreau să merg. Și că este posibil acest lucru și că nu abdicăm după prima căzătură. Iată, ai spus un lucru extraordinar. Ce e frumos la școlile de misere în care ai un liniaj este că ai niște exemple în fața ta. Și ai niște exemple atât din istorie, că nu, și Iisus, tot asta a fost. Un mare inițiat, în afară de tot ceea ce a fost. Deci nu intrăm în conflict. A fost și multe altele. Da? Dar în afară de asta, el s-a școlit 33 de ani. Și a fost unul dintre mari inițiați și cel care a ținut liniajul de Școala Misterilor. Noi suntem exact de la regele Solomon, adică e exact liniajul lui. Deci îi avem și pe ei, și pe Shakespeare, și avem toți mari inițiați. Disney, iar un mare inițiat pe care îl iubesc din suflet și te uiți în desenele lui și vezi pe și acolo niște simboluri. Da, simboluri, așa este, s-a discutat despre avem ele. Avem și, da, exemplele care trăiesc acum. Și să le vezi, eu când mă duc acum, ne pregătim în august din nou după Sarmisegetuza, să mă duc în Canada să mă întâlnesc pe cei mai mari decât mine. Și să le văd pe acele doamne, că acum sunt la studiu doamnelor, și le-a scos feminitatea, cum pot să fie și puternice, dar extrem feminine. De feminine. Da. Nu și-au pierdut un dram din feminitate, din contră și-au regăsit-o.
Și când ele se deschid și îți spun, știi, când am început, eram de fapt un tomboy, de mă îmbrăcam numai în blugi largi. Pe bune? Și ai ajuns așa de bine să mă fac da, în... Da, da. Da, și deci se poate. Dar cum e să susții energia asta cu care se lucrează în inițieri? Ca ghid? Da. Iar exact asta vorbeam înainte. Inițierile în care primești în două zile capacitatea de a susține energetic pe altcineva sunt foarte periculoase, pentru că nu te pregătește nimeni în două zile. E clar. Și nu știu, fiecare face ce vrea. Fiecare cu karma cu metoda lui azi, da. Nu, cu karma lui, pentru cu karma. Că karma mea, da. Nu e doar a mea. Dacă eu dau permisiunea altuia să facă prostii, e tot karma mea. Păi se întoarce. Inițiații mei, da, da, da. Eu în continuare sunt, eu rămân ghidul lor pe tot restul vieții. Și dacă văd că face prostie, datoria mea să-i spun, hei, vezi să folosești instrumentele mele, da, mele, da, scale mele, da. Instrumentele pe care le-ai primit, nu pentru lumină, aia e întuneric. Sau când se laudă cu ceea ce au. Dar cum ar fi să mă laud, vai, știi ce pot să fac eu? Da, da. Nu, mi-a dat Dumnezeu și eu îl dau mai departe. Și e multă smerenie. Iar, într-adevăr, să poți, pe de altă parte, când faci o terapie Life Activation, în care aduci lumina în ADN, iar omul acela pur și simplu vede, își vede potențialul. Nu există ceva mai frumos pe lumea asta. Să poți să știi că ai adus lumina în viața unui om. Iar când ajungem deja la inițiere, când omul acela a decis să-și ia lumina pe care a văzut-o și el să o manifeste în viața lui de zi cu zi, atunci e exact, știi, cum făcea Ștefan cel Mare, da, când se întorcea de la război și cel puțin două săptămâni stătea în mănăstire să-i mulțumească lui Dumnezeu. Așa este. Cam recunoștință, așa fac eu și, multă recunoștință. Exact, da. După fiecare inițiere, pentru că să mi se dea acest privilegiu să pot ajuta oameni. Zi, nu știu exact ce am făcut pentru asta, dar sunt foarte recunoscută. Ai fost menită să faci asta. Adică tu ți-ai găsit, practic, vezi, da, drumul în viață. Deși credeai că la un moment dat ești pe calea ta, dar de fapt, uite, doar a fost testele o pregătire. Ți-au arătat că nu. Dar a fost o pregătire. Da. Fără tot ceea ce am făcut pe partea de jurnalist, normal, nu aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Așa este. Și nu aș fi făcut pașii atât de repede. Pentru că acum știu clar de ce neamul ăsta are nevoie să se ridice și n-am mai stat să mai pierd timpul. Însă, da, există acele sacrificii. Pentru că timpul pe care ar fi trebuit, în fine, puteam să mi-l dedic mie sau puteam să mi-l dedic copiilor, l-am dedicat ridicării mele, numai că evoluția mea îmi ajută și copiii. Iar asta trebuie să înțelegem, că noi zicem, nu, eu vreau să stau cu copiii mei. Ok, dar copiii tăi au nevoie să te vadă ca de exemplu. De varianta ta cea mai bună au nevoie. Da, da, și ca exemplu, dacă ei văd că tu stai în confortul tău, ei vor sta în confortul lor. Așa este, da. Ești fascinantă, Roxana, știi asta, nu? Îți mulțumesc. Recunosc știu asta, însă, cum spuneam... Da, îți place să mai auzi așa. Da, 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 nimeni bucuria de a trăi. Așa este. Cu nicio formă. Așa este. Însă, da, în fiecare minut știu că, ok, eu am pus efort, dar restul a fost Dumnezeu. Așa este, ești minunată. Și bucuria, încă o dată, de a experimenta aceste lucruri, mai ales în 2023, nu mai pot fi separate. Nu poți să spui că nu-ți folosește ție ca zidar, să zic. Deci dacă ești zidar și îți iei inițiere energetică astfel încât să știi ce faci pe lumea asta, în secunda în care o să construiești o casă, o să fie cu har. Și în secunda în care clienții tăi o să simtă energia ce bună, ai băgat acolo, da, pe care tu ai pus-o acolo, o să-ți cu mai fiecare cărămidă, așa. Și viața ta nu va mai fi o povară. Nu te vei duce la serviciu că iar mă duc la scârbici, da, nu cum se spune. Da, da. Și va fi o veșnică bucurie. Deci nu trebuie să devii ghid spiritual dacă apuci pe calea asta. Și ia-ți instrumentele și folosește-le în viața ta de zi cu zi. Da, în devenirea ta. Așa este. Îți mulțumesc tare mult că ai venit la noi. Drag, cu plăcere de fiecare dată să stăm la povești și de-abia aștept să ne revedem. Și sigur, baftă, baftă. Ți-am promis o emisiune cu copiii. Deci promis. Dacă vin cu emisiune, eu pot să tac. Deci te rog să vii, de-abia aștept să facem vacanță și în această formulă. Ție. Mulțumim frumos, mulțumesc frumos, Rox, și de-abia aștept să ne revedem. Iar acum, dragii mei, sper că aveți creme cu factor ridicat de protecție. O să vă ajute acolo în călătoriile voastre. E caniculă peste tot în Europa, așa că hai să ne ajute un pic materialul ăsta să vedem care este istoria lor. Thank you.
efectul benefic al razelor solare atât pentru corp cât și pentru minte, expunerea la soare are și efecte negative. Razele ultraviolete pot arde pielea, pot afecta părul și ochii, accentuează pistrui și pot, după o expunere prelungită, să îmbătrânească pielea. Pentru a ne proteja de aceste efecte negative, amatorii de plajă folosesc protecția solară externă, mai precis niște loțiuni care acționează ca un filtru pentru radiațiile ultraviolete și protejează pielea împotriva razelor dăunătoare ale soarelui. Mențiunea produselor destinate protejării de razele soarelui se găsește în papirusurile datând din Egiptul antic. În secolul 20, prima emulsie de protecție solară a fost comercializată în 1923 în Japonia, apoi în Statele Unite în 1928. Un produs pe bază de salicilat de fenil a fost comercializat la începutul anilor 1930 în Australia. În Franța, Eugène Schueller, fondatorul L'Oréal, a comercializat prima protecție solară, Ambre Soleil, în 1936. Câțiva ani mai târziu, în 1957, laboratoarele Roch au creat prima protecție solară foarte înaltă, indice de protecție plus 50. O protecție eficientă trebuie să blocheze atât razele UVA cât și razele UVB care pot provoca arsuri solare. Razele UVA provoacă îmbătrânirea prematură a pielii, iar razele UVB pot cauza cancerul pielii. Un produs solar este compus din filtre ultraviolete într-o bază care poate fi un ulei sau mai frecvent o emulsie, cremă sau loțiune. Cum să te protejezi împotriva razelor solare pe lângă crema de protecție solară? Poartă o pălărie și ochelari de soare, hidratează-te suficient, stai la umbră și poartă un tricou. Un produs de protecție solară ales corect ar trebui să fie bio și cu factor de protecție potrivit tipului tău de piele. Totuși, niciun produs nu oferă protecție împotriva razelor UV în procent de 100%, chiar dacă eticheta indică ecran solar total sau protecție 100%, este pur marketing. Soarta și destinul sunt doi termeni care au tendința de a fi confundați și neînțeleși. Soarta este bazată pe noțiunea că există o ordine naturală în univers care nu poate fi schimbată, oricât de mult am încercat. Și destinul se referă la evenimente predeterminate, dar destinul indică ceva ce poate fi în mod activ creat sau alterat. Cum ne putem depăși condiția și cum ne ajută tehnicile de coaching în autocunoaștere, vom vorbi cu Gabriela Popovici, Life Coach. Bine te-am găsit, Gabi! Bine te-am găsit, Dana! Vorbim despre, uite, ce lucruri interesante și cum se leagă cu discuția noastră anterioară, soartă și destin. Hai să vedem de ce fac oamenii confuzia între cele două. Că ai văzut că ne referim așa mi-a fost soarta sau așa mi-a fost destinul. Da. Cele două elemente, practic, sunt ca două surori gemene. Uite, acum pot spune că am și eu o soră gemenă. Serios, da? Am ales subiectul. Așa. Cele două elemente, destin și soartă, se împletesc. Numai că există un fir foarte subțire care le diferențiază, dar un fir esențial. Haideți să facem puțină lumină. Ia să vedem, da? Cu soarta te naști. Practic, okay. Este ceea ce este dat și tu ca om, ca ființă umană, nu poți să schimbi. Te naști într-o anumită zi, te naști într-o anumită familie. Tu asta nu poți să schimbi. Ei, ba da, poți să te contrazic, apropo. Asta cu familia, da, nu o contrazic, dar gândindu-mă la naștere, sunt femei care aleg să nască natural, să zicem, când le vine sorocul, știi, că așa se spune, și atunci Dumnezeu hotărăște când vine bebe pe lume, sau femei care au o anumită dată, o preferință, sau zic, nu știu, mă programez pe data X din vari considerente. Ei, și atunci, în cazul acesta, despre ce se poate vorbi? Așa i-a fost soarta? Sau am intervenit eu în soarta copilului respectiv? Cum se judecă lucrurile? Acelui copil. Da. Pentru că acest copii secolului 2000, da. Mileniul, da. 2000, sunt copii spirite evoluate. Iar ei, în general, aleg să vină pe lume prin această variantă. Uh-huh. Asta nu înseamnă că eu, ca mamă, am intervenit. Nu, așa ales. Aha.
ales de sus așa. Bine, uite, și bine că m-a lămurit și pe mine cineva, că aveam tot felul de dubii apropo de asta. Da? Oricum, apropo și de soartă, da? Deci ai zis, părinții, data de naștere nu o alegem, da? Da, nu alegem. Data așa. De naștere, ora, nici orașul unde ne naștem. Normal, da. Uite, de exemplu, părinții mei sunt dintr-un alt oraș, nu din București, însă în ziua în care eu a trebuit să vin pe lume împreună cu sora mea, da, da. Spitalele s-au închis. Iată. Și a trebuit să vină Val Vârtej în București să nască. Deci așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Așa. Apropo și de energia locului, nu? Că se spune că energia locului te influențează, nu? Că nimic nu este întâmplător. Da. Cum e asta cu nimic nu este întâmplător, apropo? Da. Sunt anumite, să zic, misiuni sau ți este dat să treci prin anumite experiențe. Că vrei, că nu vrei, le vei trece într-o formă sau alta. Apropo de testele despre care vorbeam cu Roxana mai devreme, da. Nu? Da, exact. Și sunt și elemente care depind de noi, de liberul nostru arbitru. Da? Haideți să... Uite, eu am scris așa. Și o avem, carte. Avem o carte, da? Misterele destinului. Ce frumos! Este o carte care, în primul rând, este o descoperire de sine, care te duce foarte mult către ce ești tu ca om în interiorul tău, dincolo de ce spun alții. Iar, din punctul meu de vedere, ceea ce avem noi de făcut ca misiune în această viață, indiferent de numărul destinului, din numerologie, în ce zodie te-ai născut și așa mai departe, misiunea noastră principală este să ajungem la noi și să ne dezvoltăm, să depășim și să ne transformăm din interior. Pentru că orice boală sau orice vrem noi să schimbăm în viață, schimbarea vine din interior către exterior. Sunt practic trei elemente de schimbare care aduc schimbarea și, în general, când vrem să înfăptuim un lucru, se înfăptuiește prin trei elemente. Gând, cuvânt, faptă. Întotdeauna așa se întâmplă. Da, da. Și fiecare cu energia lui, nu? Apropo. Exact. Da. Da, da, da. Bineînțeles că suntem ființe unice și diferite. Uite, unicitatea asta se poate spune pe drumul destinului. Îți pui tu amprenta, unicitatea ta. Poți să calculezi din data de naștere foarte mulți parametri. Da. De exemplu, poți să zici că ai un destin 3. Da, așa. De exemplu, uite, că mai nimerică, e chiar 3. Și eu. Așa. Și eu, da. Uite, să vezi, da. Așa. Deci cum se calculează numărul destinului, vă spun foarte repede. Adunăm cifrele din data nașterii între ele, ziua, luna și anul, ne dăm cumul de două cifre, pe acestea le reducem și ajungem la un singur număr, da. O să observați că nu este bătut în cuie destinul. Destinul putem modela, însă te duce pe valul, către acel număr. De exemplu, ai destinul 3. Da. Da? Automat viața, o să vezi, dacă te uiți în, retrospectiv, în viața așa, ta, retrospectiv, da? Da? O să vezi că ai fost pus în situația de multe ori să înveți că este un curs, că nu știu, vrei să înveți o nouă meserie, că vrei să creezi ceva. Permanent ai fost pus în situația asta, pentru că te duce energetic destinul. Te ghidează, da? Exact. Spre acolo, da. Așa cu fiecare cifră de destin. Indiferent că suntem conștienți sau nu, suntem ghidați. Uh-huh. Și apropo, te ajută numerologia pe partea aceasta în a-ți reliefa anumite tendințe, anumite aspecte, nu? Pe tine ca individ. Da, da, da. Este o radiografie a ta internă. Există însă și amprenta exterioară, ceea ce manifestăm noi în exterior, și anume numele nostru. Oh, da, și el vine cu altă vibrație, nu? Exact. Se calculează tot așa, fiecare literă are corespondent o cifră, adunăm respectivele. Exact. Nici acesta nu este întâmplător, pentru că nu noi îl alegem, ci îl aleg nașii, părinții. Ei, uite, și mai departe. Apropo de asta, pentru că este tradiție, nu știu acum dacă se mai respectă tradiția aceasta, ca copilul să fie botezat după numele, prenumele nașilor, da? Și automat, dacă pe naș îl cheamă Mihai Dorel Gigel și copilul o să fie Mihai Dorel Gigel, sau mai fac unii părinți asta, numesc copilul în memoria unui bunic, poate, sau unei bunici, sau și aici mă gândesc, nu cumva atragi energia respectivului și faci un imprinting, cumva, pe copil? Adică e ok să facem asta, să dăm numele apropiaților, rudelor noastre, care poate nu mai sunt? Nu este ok, de aceea foarte bine ai punctat și mulțumesc. Este important să-ți pui când te prezinți, de exemplu, să-ți pui întâi prenumele și apoi numele. Pentru că prenumele ești tu, esență divină, da? Da. Dana, să da, zicem. Da. Iar numele de familie este neamul tău. Dacă îi pui copilului și un alt nume și îi spui cu intenție, ca nașa, ca... Păi știi că așa zice, ca bunica. Preiei din karma persoanei respective sau din energetica acelei persoane. Și atunci copilul tău este unic.
dar simte, o să vedeți, da, o să se simte influența, cine are copii, da, și cine a născut, îi se transmite cumva informația asta înainte de a se naște, cum să se numească copilul. Da, păi mulți părinți au și vise, știi? Exact. Cred că visează, exact, dacă o să fie fetiță, o să fie așa, dacă o să fie, sau semne, sau aud în jur, adică dacă ești atent, da, un pic la lucrurile astea, te ghidează, bine, nu? Trebuie să fim foarte atenți, da, la ghizii din jurul nostru, ghizii spiritual, sau uite, vin persoane care îți aduc o informație. Da, corect. Care trebuie în momentul X. Așa este. Dar cum, uite, apropo de partea asta de destin, cum ajungi să îți realizezi, practic, destinul, da? Să te simți împlinit, să știi că la plecarea din lumea asta n-ai rămas acolo cu niște bucățele lipsă, cu niște lucruri pe care tu nu le-ai înfăptuit, știi? Adică să pleci cum ar fi liniștit, da, împăcat că tu ți-ai realizat destinul pe lumea asta. În primul rând trebuie să fii deschis către cunoaștere. Și în momentul în care ești curios și deschis către cunoaștere și vrei mai mult, să împlinești mai mult, îți exersezi centrii voinței, atunci automat afli foarte multe informații. Uite, copiii învață prin joc și m-am gândit să aduc aici la tine în emisiune un joc imaginar. Ia să vedem, și mie îmi place să mă joc. Care să-i ajute concret pe, da, cei, pe prietenii noștri, așa, practic, da, să ajungă la esența lor interioară. Prin tehnici de coaching, să spunem. Dar eu îmbin coaching-ul cu partea spirituală, uh-huh, pentru că asta mă reprezintă pe mine. Ajungând la tine în interior, într-adevăr, o să realizați și de câte ori aveți ocazia să faceți acest joc, hai să spunem reguli. Hai să vedem, ia să vedem. Și viața este un joc, există, da, chiar o carte, jocul vieții și cum să-l joci, în care l-a scris Florence. Dar să trecem la practică. Ia, hai că sunt curioasă, da. Așa. Este nevoie de liniște. Tu cu tine să fii într-o cameră, nu contează unde. Îți imaginezi o masă rotundă în fața ta. Sau, da, poți să spui chiar o foaie de hârtie albă, așa, mare, în fața ta. Da. Și toate reprezentările care urmează să le scoți, le scoți simbolic. Ori punctezi câte un punct colorat, ori o pietricică. Ok, da, da. Și începi lucrul cu tine. Te relaxezi, poți să spui eventual și o muzică pe fundal de relaxare, astfel încât să intri în starea alfa, da, pe subconștient, da, și să scoatem de acolo tot ce am înmagazinat și pui pe masă. Începi să pui pe masă. Ce? Ia zi-mi. Ce punem? Prima dată pui ce ți-a spus mama ta despre tine. Absolut tot ce îți vine în minte, pui pe masă. Bun. Tot ce a spus mama ta că este bine să faci, pui pe masă. După care scoți tot ce a spus tatăl tău despre tine, pui pe masă. Tot ce a spus tatăl tău că ar trebui să devii, să faci, să fii, le scoți pe masă. Mai departe, pui pe masă. Sunt persoane foarte importante din viața noastră, care vrem, nu vrem, ne impactează. Mai departe, punem pe masă tot ce ne-au învățat profesorii noștri și au zis că este bine pentru tine. Dar au zis ei. Da, da. Mai departe, scoți pe masă tot ce au spus prietenii tăi, cei mai apropiați despre tine și cum ar trebui să fii tu. Fiecare piesă, tot ce îți vine în minte. Spre final, ce rămâne pui acolo pe masă, așa, tot ce crezi tu despre tine. Când te uiți într-o oglindă, ce vezi tu despre tine? Cum ești și, da, cum ar trebui să fii? Ți le pui toate pe masă. Așa. După ce te-ai golit de tot bagajul ăsta exterior, practic este un bagaj informațional exterior, rămâi tu cu tine. Pui pe masă secunda trecută, pui pe masă secunda viitoare și rămâi tu în prezent. Te încarci de lumină, respiri și te duci un pic în inimă și te întrebi, pur și simplu cer ghidare, cine sunt eu? Și atunci te relevi tu cu adevărat. Ce frumos, asta Gabriela. Este, da, e un exercițiu foarte frumos și complex, dacă stai să te gândești. Da. Adică nu trebuie să ne grăbim dacă nu facem, trebuie, exact, acest exercițiu. Sunt sigură că are rezultate extraordinare un și multe conștientizări. Adică îți vin multe conștientizări, exact, odată cu asta. Și, da, punându-le pe masă, da, tu activezi iarăși trei centri. Uh-huh. Vezi, poți să le și spui. Da, sau să le și scrii, nu? Și, da, scrii. Da, da. Deci și fizic. Da. Facem trei elemente și atunci automat lucrurile se întâmplă. Eliberezi. Da? Da. Uite, încă un lucru foarte important pentru doamne, cine dorește. Doamnele, știm că sunt influențate de lună. Da, da. Când, așa este lună nouă, da, putem să facem acest exercițiu. Să eliberăm și să aducem în viața noastră ce este benefic. Noul, nu? Benefic, da, noul pentru noi. Da. Ne dorim o viață nouă, prosperă și așa mai departe. Da.
atunci eliminăm tot bagajul. Ca să faci loc noului în viața ta, nu? Da. Și te deschizi. Apoi observi în jurul tău cum se aliniază puzzle-ul. Da, și te uiți la semne, apropo de asta. Exact. Foarte interesant, Gabriela. Mă bucur mult că ai venit la noi. Să mai vii la noi, da? Să mai povestim lucruri interesante. Mă bucur, este plăcerea și de partea noastră. Te așteptăm cu mare drag. Îți mulțumim frumos. Mulțumesc. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.